semnat un document privind calitatea de suspect. Pentru infracțiuni contra umanității? Pentru infracțiunile care sunt cercetate în acest dosar. Acum, după ce ați fost transformat în suspect, e prima oară când trebuie să dați și dumneavoastră socoteală. Nu! Cum revedeți vremurile de atunci? Grele, foarte grele. Nu există altă soluție fără violență? Au fost, ba da, dar nu am hotărât eu. Cine a hotărât? Nu mă interesează. În ancheta dumneavoastră, cine e de vină? Că spuneați că ați păstrat documente. În ancheta mea, cine a fost de vină? Da. A fost trimis în judecată, fără comentarii. Cine? Că nu s-au făcut nicio condamnare. O să comunic organului de anchetă. Tot ce este în procesele verbale. Da. Răniții, bătuții, rudele morților nu s-au făcut presiuni asupra dumneavoastră în acea anchetă? Poftiți? A făcut cineva presiune în acea... E în spatele gratilor? Unii dintre ei, da. Este problema istoriei și mi se pare normal că oamenii au nevoie de adevăr. Sunteți un erou pozitiv sau un erou negativ al istoriei? Aș vrea să fiu un erou pozitiv, atâta vreau să spun că sunt fiul de colonel. Și mi-a plăcut foarte mult să respect legile țării și adevărul. Dar oamenii ați respectat? Cine nimeni răsit responsabil pentru moartea a patru oameni? Cum să nu? Cine sunt vinovați o să răspundă. Cine pentru sunt vinovați? Nu pot să vă spun. Dar de ce nu puteți să nu, niciun caz. Sistemul lăsat în urmă de Ceaușescu? Lăsați sistemul, că sunt 4-5 sisteme care fiecare are vina lui. Ești parte din sistem. Nu, sunt parte din sistem. Ajung de procuror general, parte din sistem ajung. Da, era un sistem care trebuia să stabilească vinovații. Nu era datoria acestui sistem. Vreau să vă spun o chestie și cu asta am terminat. Am făcut o mare greșeală. Care? Fiind în relații excepționale cu presa, la un moment dat, și am să pun la dispoziția parchetului ceea ce spun prin interogatoriile, prin relațiile care le-am dat spre... Nu, că n-au fost interogatorii. Interviuri. Așa. Am făcut o greșeală. Care? Și se va demonstra că așa. Am spus că sunt aproape de a să aflu adevărul, ceea ce nu era 100% exact. Și la revedere. Și cineva va împiedica să mai ajungeți la adevăr? Nu. Atâta vă spun. Am să pun la dispoziția parchetului acele articole din ziare în care am făcut greșeala, după aia mi-am dat seama, după ani de zile, să spun că sunt aproape de adevăr. Atâta vreau să vă spun... În dosarul minerii Adei? Atâta vreau să vă spun... Care, în, activitate. Atâta vreau să mă mai spun. Ca să știe... Nu, ca să știe toată lumea. După ce am ieșit... Pardon, după ce am fost eliberat de funcție, s-au dat afară. Cum vreți. De 3 ori s-a dorit să mi se ia viața. Este viața atentate? Mea. Da, atentate clare. Cum? Descrieți-le. Așa foarte, nu am. Armate? Pe cine bănuiți? Cine ar fi în spate? Să zic sistemul? Condițiile, cum ar fi fost? Nu, dar atunci, dar atunci 40 dacă erau în locul meu, mergeau în locul meu. Asta e istorie. Vă mulțumesc.